Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii Regăsirea copilului interior, călătoria către sinele autentic. Alături de noi astăzi o avem pe Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Noi am mai discutat cu Daniela și în alte materiale, în alte intervenții și ne-a promis că o să mai discutăm despre o carte frumoasă. Este vorba despre Babette Rothschild, Corpul își amintește, psihofiziologia și terapia traumei și am să vă arăt cartea la cameră. O carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Ce înseamnă de fapt psihofiziologia și terapia traumei? Acest foarte sugestiv subtitlu. Și ce înseamnă faptul că anumite episoade traumatice din copilăria noastră, corpul le păstrează în, așa cum frumos spune Babette Rothschild și nu numai ea și alți autori, în memoria noastră celulară. De ce corpul își amintește anumite episoade traumatice și le amintește, bineînțeles, cu un pic de ajutor, aș spune eu. Acele butoane despre care noi am vorbit, când cineva vine apăsând acele butoane în anumite contexte și situații de viață, ne face să ne simțim într-un anumit fel, așa cum, mai mult ca sigur, ne-am simțit noi în copilăria noastră. Mă bucur că am ocazia să vorbesc despre carte. Mulțumesc din nou, Sorin, pentru invitație. Este o carte foarte densă, care mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că pe lângă partea explicativă, neurofiziologic, vine și cu o parte practică. Vine chiar cu dialoguri din cabinet, ca și cum asisti la o intervenție psihoterapeutică, ceea ce pentru specialiști este extrem de important. O văd mai degrabă o carte adresată specialiștilor, dar cred că și publicul larg, dacă are așa o curiozitate să știe ce se întâmplă într-un cabinet, poate să-și facă o idee citind această carte. Cartea are două mari părți. Are o parte foarte teoretică în care Babette reușește să explice foarte bine mecanismele neurofiziologice și felul în care creierul nostru se comportă în fața unui eveniment traumatic, la traumă, și apoi vine cu o parte practică în care explică și câteva strategii de intervenție. Legat de felul în care corpul își amintește, mie îmi place să spun că din fericire sau din păcate, depinde cum o iei, corpul își amintește mai bine decât noi. Noi poate că uneori vrem să uităm lucruri, dar corpul își amintește și ceea ce noi vrem să uităm. Și uneori vine cu această amintire în momente neplăcute. Ce explică Babette foarte bine în carte și recomand cu căldură această lucrare. Această scindare care se produce în momentul de traumei la nivelul creierului. Și anume faptul că în momente foarte intense, din punct de vedere emoțional, atunci când sistemul amigdalian este foarte activat, hipocampul, o altă parte a sistemului limbic, își încetează activitatea. Hipocampul însă are un rol esențial în desfășurarea narrativă a istoriei personale. Prin urmare, momentul traumatic nu reușește să se mai înscrie în această narațiune personală. Rămâne cumva blocat. De aici blocajul pe care îl resimte un om traumatic și faptul că acel moment rămâne cumva suspendat în istoria personală, neavând o coerență. Practic, procesul terapeutic este acest proces în care reintroducem funcția hipocampului, reintroducem momentul acela într-un curs personal, în așa fel încât să capete un sens, să capete o consistență în propria poveste personală. Într-un capitol din carte,
Babet vorbește despre memoria implicită și memoria explicită și de asemenea despre memoria de lungă durată și memoria de scurtă durată. Cum ar trebui să înțelegem aceste tipuri de memorie? Ok, avem o așa numită memorie declarativă, memoria explicită și o memorie implicită sau non-declarativă. Memoria implicită este memoria aceasta corporală, este memoria emoției, este memoria amigdalei, este memoria senzațiilor pe care le am la nivel corporal, dar care nu-și găsesc o explicitare într-un limbaj accesibil. Memoria declarativă, memoria explicită, este memoria limbajului, dacă vrei, memoria conștientă, memoria care păstrează acele informații care au reușit să treacă în limbaj. Uneori, și aici este iarăși o chestiune specifică cumva dezvoltării omului, hipocampul este cel care păstrează memoria explicită și amigdala este cea care păstrează memoria implicită, memoria non-declarativă. Ei bine, din păcate, copilul atunci când se naște cu amigdala funcțională, dar hipocampul se maturizează undeva la 3 ani. De asta există această amnezie infantilă. Faptul că copiii nu-și pot aminti până pe la un 2-3 ani ce s-a întâmplat, pentru că hipocampul nu este suficient de maturizat. Așa că dacă o traumă se întâmplă până la această vârstă, ea se imprimă în noi doar la nivel implicit. Prin urmare, vindecarea presupune și acest proces în care să pot să pun în cuvinte, să pot să verbalizez ceea ce este neverbalizat. Adică să trec din amigdală, să trec din memoria implicită în memoria explicită, în memoria declarativă. Acest proces de trecere dintr-o zonă subconștientă într-o zonă explicitară este un proces de vindecare. Cumva, dacă vrei, ăsta este baza procesului terapeutic, faptul că pot să pun în cuvinte o experiență emoțională intensă. Și atunci, astea sunt cele două tipuri de memorie care sunt implicate în procesul traumatic și cumva, pentru că spuneam că atunci când apare un moment traumatic, hipocampul este blocat ca și acțiune, aici apare scindarea între cele două tipuri de memorie și oamenii care au de obicei un moment traumatic prezintă în terapie mai degrabă aceste senzații corporale foarte intense decât un discurs foarte elaborat. Legat de memoria de scurtă durată și memoria de lungă durată, aici este un alt mecanism și e o întreagă poveste și cu memoria de scurtă durată și de lungă durată. Memoria de scurtă durată și memoria de lucru este memoria pe care, de exemplu, o folosim atunci când ține minte un telefon. Cineva ne spune un telefon și ține minte telefonul respectiv și îl notăm pe o bucată de hârtie. Aceea este memoria de lucru, memoria de scurtă durată, dar care ea nu își găsește funcționalitate pe termen lung. Pentru ca o amintire să rămână în memoria de lungă durată, sunt implicate mai multe structuri cognitive și, de obicei, memoria de scurtă durată are nevoie de repetare pentru ca acea informație să se fixeze. Care ar fi legătura între psihofiziologia traumei și zona aceasta de somatizare? Faptul că anumite, să le spunem, boli, deși se spune că mai toate bolile au la bază sau au drept cauză, rădăcină, niște aspecte de ordin emoțional, poate niște nevoi emoționale nesatisfăcute sau poate niște răni emoționale atât de amplificate, atât de puternice, încât persoanele respective au ajuns să somatizeze. Și aici se face legătura aceasta intrinsecă între psihic și somatic.
Sunt mai multe cauze ale somatizărilor. Într-adevăr, cauza poate cea mai frecventă a somatizărilor, de fapt, hai să spunem un pic ce înseamnă o somatizare, că poate este un termen pe care nu toată lumea îl știe, și a spune că o somatizare reprezintă o condiție medicală, dar care nu are justificare în plan fiziologic. Deci, cumva, să spunem, mă doare stomacul, mă duc la medic, dar din punct de vedere funcțional nu se identifică nimic. Dar eu prezint dureri. Da? Bun. Asta așa într-o definiție foarte uzuală. Da? Bun. Cea mai frecventă cauză a somatizărilor din experiența mea practică este conflictul intrapersonal. Adică, atunci când, și o să-ți dau un exemplu, mi-aduc aminte de cazul unei tinere care ori de câte ori nu era în stare să ia o decizie de genul mă duc, nu mă duc, plec, nu plec, vreau, nu vreau. Deci de câte ori era între decizii, somatiza printr-o durere de spate. Deci rămânea blocată în incapacitatea ei de a lua decizii. În momentul când a învățat un mecanism de a lua decizia, ea și-a redus somatizarea. Era o modalitate prin care corpul ei spunea, ok, schimbă ceva. Schimbă modul în care iei deciziile. Deci, unul dintre cele mai frecvente cauze ale somatizării este conflictul intrapersonal. Apoi, o altă posibilă cauză este o violență primită. Faptul că la un moment dat am primit o violență, violență însemnând nu doar fizică, poate și morală sau emoțională, eu pot să somatizez. Sunt persoane care, de exemplu, pot să dezvolte o acnee pe față pentru că se simte cu obrazul murdar. Se simt murdărite de cineva și atunci pot somatiza, de exemplu, printr-o problemă de piele la nivelul feței. O altă cauză a somatizării pot să fie situațiile neîncheiate. Este iarăși o cauză destul de frecventă. Adică, ceva ce n-am reușit să spun. Ceva ce a rămas cumva suspendat. Ne-am întâlnit, am vorbit, dar a rămas... Eu n-am înțeles de ce ne-am despărțit. N-am înțeles de ce ai plecat. N-am înțeles... Deci, situațiile astea cumva rămase neclarificate, adesea pot duce la somatizări. Mai pe românește aș numi eu un soi de suferință. Exact, o suferință pentru o situație, cel mai greu de gestionat din punct de vedere psihologic sunt situațiile neclare. Faptul că nu am înțeles, faptul că am rămas confuză, că am rămas nelămurită, deci până la urmă m-a iubit sau nu m-a iubit, a vrut sau n-a vrut, puteam sau nu puteam. Toate aceste situații neclarificate sunt adesea sursă de somatizare. Apoi, o altă sursă sunt toate separările, dolile neîncheiate. Faptul că a trebuit să trec printr-un doliu pe care nu m-am așteptat sau n-am crezut că este posibil, da? Și sunt cazuri celebre cu părinți care și-au pierdut copii și care în câțiva ani au dezvoltat forme de cancer foarte severe. Persoane care și-au pot să somatizez, când zic pierdere, nu mă refer neapărat la pierderea unei persoane, poate să fie inclusiv pierderea unui job. Și am avut un astfel de divorțul, moment, despărțirile, separări. Exact, separări, însemnând separarea, pot să somatizez faptul că m-am separat de casă, că a trebuit să mă mut, sau că am plecat din țară și că a trebuit să plec. Adică, atunci când spun separări, am în minte multe tipuri de separări. O altă cauză a somatizării pot să fie așa numitele misiuni. Din păcate, se întâmplă situații de genul când o persoană, dacă este bolnavă sau este într-un moment dificil, pune tot felul de misiuni în celălalt și spune, ok, nu știu ce se va întâmpla cu mine, promite-mi că ai să te ocupi de Xulescu. Și atunci... O astfel de misiune uneori poate să-mi împiedice foarte multe decizii în viață. Sunt misiuni care sunt date, dar sunt și misiuni care sunt preluate. Singuri ne putem lua niște misiuni, uneori conștient, uneori inconștient, de genul
Ok, m-a înșelat tipul ăsta, deci de astăzi înainte nu am să mai am niciun tip de relație. Asta este un angajament, o promisiune pe care mi-o iau singură și care îmi va afecta viitoarele mele relații. Deci uneori pot să fie misiuni preluate, uneori pot să fie misiuni pe care în mod personal mi le atribui, uneori mai puțin conștient. Deci, iată, sunt multe cauze care pot să stea la baza somatizărilor. În ceea ce privește trauma, vorbim un pic de ceva diferit. Nu vorbim neapărat de o somatizare, acolo vorbim de flashback-uri, vorbim de o suferință fizică a corpului care încearcă să spună ok, am nevoie de coerență, am nevoie să înțeleg ce mi s-a întâmplat, am nevoie de ajutor. Practic, reacțiile corporale îmi spun am nevoie de ajutor. Corpul, prin somatizare și prin tot ce manifestă, el spune am nevoie de ajutor. Tulburarea despre care vorbește Babet în carte, tulburarea de stres post-traumatic poate să ducă la somatizări? Da, și aici aș face o diferență. Există stresul traumatic, care este firesc, stresul pe care îl resimți după un eveniment dificil, după o încărcătură puternică, și există acest stres post-traumatic, adică acea senzație de încordare îmi rămâne chiar dacă evenimentul a trecut. Eu mă simt la fel de tensionată, deși au trecut 3 luni, 6 luni, deci cumva nu mai este justificată tensiunea mea. Pentru că evenimentul s-a încheiat. Este ok să simt un stres traumatic după o operație, de exemplu. Este absolut firesc să trec printr-un moment de stres traumatic. O intervenție chirurgicală este o traumă, da? Dar nu mai este ok ca după 6 luni eu să fiu la fel de afectată că am avut această intervenție. Tulburarea de stres post-traumatic este next level, adică modificările mele comportamentale sunt atât de mari încât eu încep să nu mai fiu funcțională social, sociocultural. Încep să am dificultăți de a relaționa, încep să am dificultăți poate la job, deci deja stresul post-traumatic dezvoltă o tulburare, adică îmi tulbură comportamentele de zi cu zi. Și atunci vorbim despre o tulburare de stres post-traumatic cu flashback-uri, cu coșmaruri, cu, mă rog, tot ce presupune această tulburare, care este bine delimitată în DSM. Sigur că stresul, în general, poate să declanșeze somatizare. Mă mai gândesc cu toate palierele, da? Mă mai gândesc, apropo de somatizări, și în fazele, să spunem, unui doliu sau mai degrabă a unei separări. Uite, de exemplu, mă gândesc, nu știu, la divorț sau mă gândesc chiar la separarea unor parteneri de cuplu care au o relație neoficializată, nu contează. Acele faze preliminare doliului, și mă gândesc la faza de negare, de neacceptare a realității, s-ar putea ca și acestea să ducă la somatizări. Cum de mi s-a întâmplat mie așa ceva? Cum de mi-a putut face mie așa ceva? Eu am avut încredere în ea. E posibil acest lucru? Nu cred că mi se întâmplă mie. Ok, ce spui tu, de deja furie acolo, nu e negare. Negare este, nu m-am înșelat, nu, cred că e o greșeală, trebuie să fie explicație. Cu siguranță că dacă voi vorbi cu ea, ea o să-mi spună o explicație, asta este negarea. Deja, cum a putut să-mi facă una ca asta? Deja suntem în furie, pentru că am deja reacție. Da, furia este una dintre cele mai prezente în somatizări și mai este furia nemanifestată. Furia nemanifestată se somatizează. Dacă reușești să scoți furia, te duci, alergi, dai cu pumnii în pernă, te apuci de box sau mai știu eu ce, îți cumperi un sac de box, atunci, ok, reduci riscul de somatizare. Dar dacă înnăbuși furia, știi că e acolo, dar spui, ok, nu, este o persoană civilizată, este o persoană calmă, educată, calmă, nu poți să manifesti furie, da. Pentru că, ok, ce o să zică lumea dacă m-ar vedea că urlu sau că dau cu pumnii în pernă, nu se face așa ceva. Ok, asta este
o blocare a furiei pe care eu o simt și care se va întoarce împotriva mea. Acum știi cum e, că și furia poate să fie furia către celălalt, cum ai putut să-mi faci așa ceva, dar poate să fie furia către mine, cum am putut eu să fiu atât de fraieră și să nu văd că nu știu ce, nu știu cum. Deci depinde și care este direcția, care este vectorul furiei, dacă este un vector către celălalt sau este un vector către mine. Pentru că, iarăși, este mai susceptibilă de somatizare furia care este îndreptată către mine decât cea care este îndreptată către celălalt. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre somatizări, despre psihofiziologia și terapia traumei, pornind de la recomandarea de carte făcută de editura Herald, Babette Rothschild, Corpul își amintește, am să vă mai arăt cartea la cameră, publicată în colecția Psihoterapia, carte care face parte din această campanie Regăsirea copilului interior, calea către sinele autentic. A fost alături de noi Daniela Dumitrescu, îi mulțumim foarte mult. Daniela Dumitrescu, psiholog, clinician, psihoterapeut. Noi ne dăm întâlnire la o viitoare ediție, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! Pe curând!